Napoca Rally Academy. Bogdan Marișca, pilot și instructor de conducere defensivă la Napoca Rally Academy, este în direct prin noi prin Skype. Bine ai venit, Bogdan, mă bucur să ne revedem. Salut, Radu, mă bucur să ne reauzim și revedem, evident, pentru cei care se uită pe pagina de Facebook a Europa FM. Suntem într-o legătură prin Skype, într-adevăr. Bogdan, o nouă ediție a Sfatului de Drum Bun și aș vrea să încep într-o întrebare. Mai există șoferi care nu poartă centura de siguranță atunci când se află la volan? Procentual vorbind, din păcate, nu sunt într-un număr nesemnificativ cei care consideră că centura de siguranță este o poveste opțională. De unde și apetența românilor de a importa acele cheițe false care să le punem în dispozitivul centru de siguranță pentru a nu mai piui mașina, pentru că ne mergem doar un pic aici în localitate și nu are sens să folosim centrul de siguranță. Ceea ce este, evident, o abordare complet greșită. Îmi vine greu să cred, pentru că totuși ne aflăm în 2022. Știu că erau la modă chestiile astea despre care ne vorbeai tu ceva mai devreme, acum 10, poate 20 de ani, dar parcă îmi vine să cred că în continuare observăm în jurul nostru șoferi care pur și simplu fac orice doar să nu își monteze centura de siguranță atunci când pleacă de pe loc. Acum când, culmea, mașinile moderne sunt din ce în ce mai pline de senzori, de radare, de distanță, de frânare și așa mai departe, să ai gestul ăsta de a nu spune centura, repet. Ce-i face pe șoferii ăștia să facă treaba asta, să procedeze așa? Faptul că se simt în siguranță, pentru că oamenii consideră că lor nu li se pot întâmpla un accident rutier, ca atare nu văd de ce ar folosi mijloace de prevenire. Centrul de siguranță este unul dintre acele mijloace de prevenire, face parte din sisteme de siguranță active, care au menirea să te ajute când accidentul rutier s-a întâmplat. Deci până în momentul în care accidentul rutier nu se întâmplă, nu ai nevoie de centrul de siguranță. Dacă știi cu câteva secunde înainte de a se întâmpla centrul rutier, că se va întâmpla acel accident, probabil că vei găsi o soluție și nu ai nevoie de acea centură de siguranță. Din păcate, așa cum cu toții știm, accidentul rutier nu te anunță, se întâmplă, te mir când și te mir cui. Ca atare, centura de siguranță, la pachet cu airbag-ul, dar folosit împreună corect, determină o scădere a riscului de deces, conform studiilor europene, de până la spre 50% pentru cei care stau pe locurile din față, și până spre 70-75% pentru cei care stau pe locurile din spate, dacă folosesc centura de siguranță, sunt mai protejați. Asta nu înseamnă că centura de siguranță, odată fixată corespunzător, ne protejează de orice. Exact, în orice. Asta este, din păcate, o altă poveste. Prea puțin dintre noi înțeleg acest lucru. De exemplu, șoferi de mașini mari, de camioane. Unul din doi șoferi din Europa morți în camion, în accident de camion, n-aveau centura de siguranță. Zilele trecute a fost un accident de genul acesta pe Palea Ortului, în care un șofer de camion a fost proiectat din cabină și, din păcate, a decedat. Pe mine m-a intrigat o știre de zile trecute cu o mașină de poliție aflată în misiune, care a fost implicată într-un accident de circulație. Și dintre cei doi polițiști aflați în mașină, cel de la volan avea centura, cel din dreapta n-avea centura și a fost rănit un pic mai grav decât colegul lui. Evident, aș spune, pentru că în momentul în care n-ai centura, te plimbi ca un sac de cartofi prin acea mașină. Am văzut acum câteva zile, Bogdan, un accident groaznic a avut loc în Cluj. Un tânăr mergea cu 120, dacă nu 140 km la oră prin oraș și s-a înfipt pur și simplu într-un stâlp. În cazurile astea bănuiesc că centura de siguranță nu prea are cum să te mai ajute la un impact atât de violent. Da, apropo de ce spuneam noi mai devreme, că te ferește, dar nu te ferește chiar de orice necaz și se poate întâmpla. Trebuie să revenim, să înțelegem, noi am tot spus acest lucru, sisteme de siguranță active pe mașină, ABS, SP, pre-collision, unghiul moș, așa departe, sunt sisteme de siguranță active care te ajută când circul cu mașina decent, civilizat, la viteze care sunt în, să zicem, în normele codului rutier. Sistemele de siguranță pasive, centura și felul în care a fost concepută mașina, au același rol de a te proteja din aceeași perspectivă, când folosim mașina civilizată. Trebuie să știm un lucru, de exemplu, la testele în cap, acele teste care îți validează mașina din perspectiva siguranței rutiere, acele teste care îți dau stelele de siguranță ale mașinii. La testele în cap, impactul lateral, ce drept cu un stâlp, cu un copac,
se simulează la 32 de km pe oră. Am văzut imagine cu acel tânăr din Cluj, Dumnezeu să-l ierte, nu am văzut niciodată așa ceva, pentru că nu am văzut, am văzut mașini secționate pe lățime, urma unui izbitur în lateral a mașinii, dar nu am văzut niciodată o mașină tăiată realmente ca și cu flexul, cu lama, pe lungimea ei. Asta înseamnă pe de parte că mașina a avut viteză foarte mare și pe de altă parte că acel stâlp, și aici un mic semnal de alarmă, din păcate n-a fost montat de un dorel. Acest stâlp a fost foarte rezistent și din păcate a secționat mașina pe lungimea ei, s-a oprit undeva în dreptul punții din spate, deci undeva în dreptul banchetei din spate. S-a oprit tăind mașina în două. Din păcate tânărul de la volan n-a avut nicio șansă și cu centură și fără centură, astfel de evenimente, astfel de dinamici, corpul uman nu are nicio șansă, pentru că nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Deci centrul de siguranță are valoare pentru toată lumea din mașină, cei de la volan din față și din spate, pentru că o statistică arată că în România 80% dintre cei care merg în spate, pe bancheta în spate, nu poartă centura, deci au valoare pentru toți ocupanții mașinii, dacă folosim mașina în limitele legale, cu viteze până la limita superioară stabilită de lege, pentru că altfel, dinamici ca cele pe care am văzut în Cluj zilele trecute, orice mașină avea și orice centură de siguranță și orice echipament avea, n-au cum să facă diferența. O să reținem aceste cuvinte și îți mulțumesc foarte mult pentru că le-am repetat din nou pe frecvențele Europa FM și vin și de la un specialist care se ocupă cu treaba asta. Bogdan Marișca, da, mulțumesc foarte mult. Noi trăim asta în motosport, din păcate motosportul se livrează și astfel de accidente. Poate că ascultătorii și-au aminte de accidentul pe care l-am văzut eu cu Sebi la Radio Maramureș în anul acesta. Nu a avut un impact până la 80 de km pe oră și doar șansa mea s-a ferit și echipamentul de securitate dintr-o mașină de motosport, dar la 80 de km pe oră cumva am supraviețuit un impact cu un copac. Deci cam astea sunt vitezele maxime pe care cumva le putem avea în mașini de raliu care sunt pregătite pentru astfel de evenimente și care sunt mult mai rezistente decât mașinile normale. Repet, la testele în cap, 30 de km pe oră este impactul relevant cu un copac, cu un stâlp în lateral. Deci cam astea sunt vitezele. 32, nu 100, nu știu cât. Da. Exact. Mulțumesc și eu și să ne auzim cu bine cu toții, să fie cât mai puțin astfel de evenimente și să încercăm să învățăm din ele, pentru că prevenirea și anticiparea sunt cele mai bune pârghii pentru a evita un accident de circulație. E foarte important să reușim să învățăm din experiențele astea nefericite ale altora. Mulțumesc foarte mult, Bogdan, încă o dată. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare la Sfatul de Bun aici la Europa FM. Sunt